Regele Charles al III-lea a trecut cu succes printr-o operație la prostată, iar la câteva ore după aceea a fost vizitat la spital de regina consort Camila. Starea de sănătate a prințesei Kate este însă în continuare un mister. Ea este internată în acel spital și este vizitată în fiecare zi de prințul William. Regina consort Camilla l-a vizitat pe Charles în cea de-a doua zi a lui de spitalizare la doar câteva ore după ce a trecut cu succes printr-o operație la prostată, iar medicii sunt foarte optimiști cu privire la evoluția postoperatorie a regelui, iar potrivit așteptărilor Charles ar putea fi externat. As this issue has been raised, some men will go to see the doctor just in case for a checkup, and they'll be found they have prostate cancer, and they'll be cured thanks to this uh, uh, publicity and increased awareness for men. I think it's a very selfless thing to uh, expose something that is entirely private to him and no one else's business, uh, but to share it and will increase awareness, and a lot of men are going to get a benefit from this. Charles is în, în care de Wales, Kate, în zona sănătate postoperatorie, însă prințul William s-a dus să o viziteze în fiecare zi. William și-ar fi redus la minimum îndatoririle regale și și-a asumat mai multe responsabilități față de cei trei copii ai lor. Aceștia încă nu au fost încă să-și viziteze mama în spital. Potrivit publicației The Times, prințesa Kate încearcă să-și continue cel puțin unul dintre proiectele ei, chiar dacă încă este în faza de recuperare postoperatorie, proiectul fiind în jurul dezvoltării timpurii a copiilor.